Bună ziua! Mulțumim foarte mult că ați dat curs invitației noastre de astăzi și suntem chiar bucuroși să avem astăzi alături reprezentanții celui mai mare grup social din Republica Moldova. Este vorba despre reprezentanții Uniunii Pensionarilor din Republica Moldova, care înglobează personalități notori, mai ales în staful lor de bază, în biroul lor de bază, și mă bucur foarte mult că Platforma Demnitate și Adevăr, practic în fiecare săptămână, se bucură de apeluri sau susținerea unor personalități extrem de importante care au avut pe parcursul vieții un aport considerabil la tot ceea ce ține de dezvoltarea Republicii Moldova la diferite etape. Astăzi avem alături pe reprezentanții Uniunii Pensionarilor din Republica Moldova, care vor veni cu un apel pentru cetățenii Republicii Moldova în contextul situației social-politice din Republica Moldova, în contextul campaniei electorale și, evident, conștientizând că Republica Moldova are nevoie de o alternativă puternică, curată, pe segmentul de dreapta. Acum este extrem de important foarte multă lume bună de calitate să se unească și să meargă într-un front comun pentru a obține rezultate marcabile care ulterior vor aduce oameni profesioniști în funcții de primar, în funcții de consilieri locali și ca vocea fiecărui segment social să fie auzit la fiecare nivel de administrație publică din Republica Moldova. Cu această ocazie o să dau cuvântul domnului Iurie Leancă, care se vină, Victor Leancă, care o să vină cu un mesaj cu mai multe detalii despre necesitatea și importanța conferinței de astăzi. Mulțumesc! Bună ziua la toți cei care ne ascultă și ne privesc la moment. Cum s-a spus deja, suntem reprezentanții unei organizații, cea mai voluminoasă organizație din Republica Moldova, cu numirea de Uniunea Pensionarilor din Republica Moldova. Vreau să atrag atenție că toți cei din preajma mea, alături de mă însoțesc, deci colegii mei activiști, o mică parte dintre colegii mei activiști, din componența care fac parte în organizația care am numit-o deja. Vreau să atrag atenție un lucru. La noi, în organizația Uniunea Pensionarilor din Republica Moldova, vă spun că e o democrație adevărată. Deci, în componența acelor activiști, pornind cu Consiliul și, mai departe, cu acele structuri, conform structurii care a fost anunțată, așa, și organizează activitatea întregii organizații, deci, sunt oameni, aș spune eu așa, de elită. Avem miniștri, avem foști parlamentari, avem oameni cu titluri destul de înalte, doctori habilitați, doctori conferențiari și așa mai departe. Plus de aceasta, din punct de vedere politic, vreau să atrag atenție că la noi nu se atrage atenție numai decât că numai trebuie să fii dintr-un partid. La noi, în activul nostru de activiști, sunt persoane din diferite partide. Și când am socotit noi, când am făcut o analiză, am observat că toți activiștii noștri anume susțin dreapta, așa spunem noi pe scurt, susțin dreapta. Vreau să zic că Partidul de Guvernare, PASU, și în afară de aceasta, cum îl știți, un partid destul de învechit, destul de mare fost, acum ceva s-a destructurat,
Platforma Demnitate și Adevăr. Toate problemele care sunt discutate în cadrul ședințelor noastre, ele sunt direcționate în direcția problemelor celea care îi interesează, care îi impune pe oamenii ceilalți pensionari, vreau să zic că să apară cu probleme într-adevăr și noi ne stăruim să le rezolvăm într-o măsură oricare. Am încercat și am prezentat la conducerea țării de astăzi diferite proiecte, toate legate de viața și activitatea oamenilor de vârsta a treia. Eu n-am să mă opresc în mod concret la problemele celea, fiindcă colegii mei vor face tot posibilul ca, așa, succint să ne aducă aminte despre care probleme discutăm noi în cadrul activității noastre. În același rând, spuneam că activitatea noastră e sub formă democratică și, totodată, fiecare, noi nu suntem în mod colectiv, iată, Uniunea Pensionarilor, să fim atașați sau afiliați unui partid. Nu. Poate, sau prin hotărârea Consiliului de Administrație a Uniunii Pensionarilor, vreau zic că se vede că fiecare persoană în parte are tot dreptul, deci să activeze, să susțină care partid dorește el și așa mai departe. De atâta și am atras atenția că când, după o analiză mai în detaliu, s-a observat că membrii activiști ai Uniunii Pensionarilor susțin în majoritatea covârșitoare partidele de dreapta. Așa că eu am să dau cuvântul celor care mă însoțesc astăzi. Îi dau cuvântul domnului Lupașcu, Vlad Lupașcu, președintele Consiliului de Administrație a Uniunii Pensionarilor, și el se va opri mai în detaliu, vreau zic că despre fiecare în parte. Poftiți-vă! Stimați prieteni, bună ziua! Mă refer la prieteni, oamenii atinși la o vârstă înaintată, vârsta împlinirilor, vârsta care ne permite să ne expunem prompt pe multe probleme ce le macină populația Republicii și să ne spunem păsul. Eu, în cele spuse de domnul președinte, vreau să adaug că noi suntem o organizație neguvernamentală, asociativă, cei mai numeroasă din țară și mai vocală. Ne-am expus planurile, după cum s-a spus aici, pe toate direcțiile și, în primul rând, la toate nivelurile de stat. Dar vreau să-l concretizez pe domnul președinte că noi suntem o grupă de oameni care avem în spate o viață dusă frumos, am activat pe diferite tărâmuri, avem în componența noastră și mai ales în grupul de conducere a Uniunii Pensionarilor, ex-miniștri, ex-deputați în Parlament, academicieni, doctori abilitați, conducători de raioane, toți sunt de o valoare deosebită pe tărâmul asociativ și noi ne mândrim cu aceasta. Dar aici vreau să, referitor la politic, eu vreau să spun că omul atingând o vârstă înaintată, nu poate să fie apolitic în sens absolut. Noi iubim să spunem că suntem apolitici, nu ne învârgăm în politică, dar vreau să spun o maximă spusă din vechii noștri gânditori din antichitate, că numai mortul lenosul și mincinosul
poate fi indiferent de ce se întâmplă în jur. Deci noi avem o capacitate de gândire care ne permite să ne expunem pe probleme globale și inclusiv ce sunt de dirijarea treburilor în stat. Noi respectăm dreptul constituțional al nostru de a participa nemijlocit la dirijarea treburilor în stat. Și cu această ocazie vreau să vă spun că noi ca oameni de acum atinși la o vârstă calitativ de concept politic, îmbrățișăm toate partidele care au o orientare europeană, toate cei care proclamă liberalismul economic, unitatea națională, iubirea față de acest popor. Și nici de cum nu putem să fim de acord cu teoria războiului, cu agresivitatea, cu acele pături sociale a noastre care împărtășesc valori care sunt dușmănoase poporului nostru. În primul rând, noțiuni titulare. Noi ne-am referit, fiind organizații necomerciale, ne-am expus problemele noastre și gândurile noastre politice și față de pensionari din Rusia. I-am atenționat să fie mai blânzi și să influențeze asupra guvernării ruse, să nu distrugă acest popor, doar frații lor din Ucraina. Ne-am adresat la pensionarii din Ucraina în susținerea lor. Îți bravo că se mențin pe linia aceasta față de acest barbarism care îl înfăptuiește armata rusă în Ucraina. Ne-am adresat problemele noastre interne, că trebuie numai decât să iubim fiecare etnie, dar să nu uităm de problemele națiunii titulare. Ne-am adresat cu limba de stat, am fost părtași la aceia, când într-adevăr trebuie să spunem prompt că limba de stat e limba română. Ne-am adresat la cei care acum spun că numai decât trebuie să elaborăm o lege pentru ca limba noastră să funcționeze normal. Fiecare om care trăiește în Moldova trebuie să știe limba de stat, limba română. Asta e o poziție a noastră fermă. Deci pentru asta și pledăm. Dar spunând aceea că noi îmbrățișăm toate platformele sau doctrinile politice ce sunt de libertate economică, de democrație, de practici europene, de experiență europeană, noi avem în vedere, în primul rând, prietenii noștri din Partidul Demnitate și Adevăr. Noi aici ne simțim ca la noi acasă, în primul rând. Avem oameni foarte generoși, foarte buni la suflet, blânzi și, într-adevăr, patrioți. Tineri, patrioți și inițiatori în multe lucruri frumoase. Am ieșit pe baricade când au început lupta politică cu regimul celor care au vrut să-l instaureze Plahotniuc. Am ieșit pe stradă, am plâns pe stradă, am susținut platforma, da, tot timpul. Deci și acum nu putem să fim indiferenți. Repetăm că noi susținem toate partidele pro-europene și liberale cu doctrină liberală. Deci avem și un coleg din partid, domnul Kiril Nospan, este vicepreședinte al Uniunii Pensionarilor. Noi ne mândrim cu dânsul, este un om de o delicatețe și o caracter deosebit și îl salutăm și îi spunem că noi am venit să-i susținem. Mai mult vreau să spun aici că noi într-adevăr o să facem tot ca acești oameni să nu rămână dezamăgiți de oamenii vârstnici. Aflându-ne pe unda și pe o vibrație emoțională de ziua de ieri, când noi am sărbătorit Ziua Internațională a Oamenilor Vârstnici, vreau încă o dată să repet, felicit toți oamenii vârstnici, oamenii împliniți din Moldova cu această sărbătoare și le doresc numai decât sănătate și noi avem un slogan, să ne trăiască mult, sănătos, frumos și bine. Ne trăiți, dragii noștri pensionari, că ne trebuiți, trebuie să facem lucruri bune și de a transmite obiceiurile și datele noastre tinerii generații și de a ne expune în plan politic ca să nu ne deruăm de la linia politică a oamenilor normale în Moldova, când trebuie să deosebim unde e Siberia și unde e Europa. E o deosebire colosală și deci dacă nu înțelegem lucrul ăsta, asta e problema la cei care nu înțeleg. Noi lucrul ăsta înțelegem și dorim succes acestei grupe tinere, toate foarte ambițioase, care cu certitudine eu socot că o să aibă succes în alegerile locale. Succese! Salvarea viitorului nostru, noi considerăm că este unirea între noi, în primul rând, comunicarea cât mai largă și atunci am să vedem și rezultate frumoase. Asta e. Și cine dorește să mai... Domnul profesor, poftim.
Salut din toată inima pe toți oamenii de bună credință care ne ascultă și ne privesc și vreau să mă prezint în două, trei cuvinte. Sunt profesor universitar, doctor habilitat, scriitor și publicist. Totuși, în primul rând, sunt profesor de limbă și literatură română, ceea ce m-a durut toată viața și am luptat întotdeauna pentru a salva această comoară a comorilor, ca noi să cunoaștem bine, nu zic la perfecție, dar măcar bine, limba română, care este a doua mamă a noastră. Și cu această ocazie vreau să zic că chiar în anul acesta am publicat în Literatura și Arta mai multe materiale, unul chiar direct care privește limba română, exilul lingvistic nu a fost lichidat în Republica Moldova. Fiindcă de iure, da, zicem că avem limbă română în Constituție, dar de facto ce avem? Lumea vorbește ca și mai înainte, totul limbă infectată cu fel de fel de străinisme și alte cuvinte care nu au loc, n-ar trebui să fie utilizate în limba română. Și de aceea vreau să zic că noi așteptăm de la cei care vor veni așa în curând la conducerea Republicii și a oamenilor care într-adevăr merită să fie susținuți din toate punctele de vedere, să depună eforturi enorme pentru cauza cea mare a neamului nostru. Vreau să vă spun că nu sunt un începător în politică, am fost la baza platformei Demnitate și Adevăr chiar de la fondarea ei. Și am susținut întotdeauna această mișcare, fiindcă aici mi-am găsit și eu, eu-ul meu, care îmi poate exprima și aspectele mele ce țin de domeniul politicului. Vreau să zic încă un lucru, că platforma Demnitate și Adevăr întotdeauna a susținut inițiativele Uniunii Pensionarilor din Republica Moldova. Anul acesta a fost un an norocos pentru Uniune, am câștigat un proiect de granturi mici din partea Ministerului Muncii și am obținut acest proiect pe care îl realizăm în fiecare săptămână. Alaltă ieri am fost la Saharna Regina cu prezentarea proiectului, ieri am fost la Trușeni și urmează această campanie de prezentare a proiectului până la sfârșitul lunii noiembrie. Proiectul se bazează, iarăși, se numește proiectul Frumusețea Naturii la braț cu poezia și cu oamenii de vârsta eleganței. La baza proiectului se află o carte despre, alcătuită din 1111 poeme despre natură, magia anotimpurilor. Și iată, noi mergem din raion în raion, din sat în sat și încercăm să le ridicăm dispoziția și să-i facem ca oamenii de vârsta eleganță să privească cu mai multă speranță în viitor. Ori viitorul acesta depinde de conducerea țării și de aceea noi, membrii Uniunii Pensionari din Republica Moldova, am considerat că trebuie să susținem un partid de dreapta care ar putea, într-adevăr, să realizeze lucruri mari pentru poporul nostru. Ori această susținere noi deja o avem, chiar în cadrul proiectului pe care l-am lansat, de mai multe ori a fost prezent la aceste prezentări și domnul Kiril Moțfan a fost și la Rezina, a fost ieri și la Trușeni și de aceea noi simțim ajutorul platformei de Demnitate și Adevăr
și vrem să susținem această platformă și în cadrul alegerilor locale și chiar cele prezidențiale. Urăm succese acestui partid care a fost inițial cel mai bun partid democratic și dacă nu se întâmpla ce s-a întâmplat, avea să fie astăzi un alt colorit politic. Dar noi să nu greșim în continuare, să nu repetăm greșelile. De aceea urez conducerii platformei să fie foarte exigenți atunci când selectează oamenii, fiindcă de oamenii care sunt la conducere depinde întreaga viață a noastră. Și să fie mereu transparență în cadrul platformei, nu așa cum se întâmplă astăzi, că dacă s-au deschis porțile Parlamentului, înseamnă că deja este transparență. Asta nu este transparență. Doresc încă o dată succese mari și să avem cu ce ne bucura la alegeri. Vă mulțumim, domnul profesor. Mulțumim. Să vedem și părerile doamnelor profesor, doctor habilitat, doamna Svetlana Gărobeschi. Mulțumesc. Sunt plăcut surprinsă de faptul că am fost astăzi invitată de a participa la prezentarea de astăzi. Sunt de un an și jumătate, sunt membru al Uniunii Pensionarilor și am fost aleasă ca președinte a Comisiei de Audit și Control a activităților Uniunii Pensionarilor de Republica Moldova. Ce vreau să vă zic? Vreau să vă spun cu sinceritate că de mult, de mult, cu respect și cu adâncă atenție și corectitudine, mă uitam și analizam toate activitățile fostului și actualului partid DA. Am participat indirect la diferite activități politice și susțineam permanent în activitățile sale de activitățile didactice cu studenții, la primele ore ale disciplinilor economice, întotdeauna predam tema politica și economicul. Fiindcă niciodată nu pot fi divizate aceste două ramuri. Deci încă în lucrările lui Lenin se spuneau cândva așa că politica este expresia concentrată a economicului. Că, într-adevăr, dacă este economie dezvoltată în țară, se poate realiza și o politică corectă externă și internă și din cauza ce și gradul de satisfacție a populației, nivelul de trai este altul, calitatea vieții este alta. Și de ce, să zic așa, sunt recunoscătoare pentru faptul că acum și eu, involuntar sau voluntar sau semi-voluntar, că nu știu cum s-a întâmplat, dar particip în activitățile acestea actuale. De ce? Fiindcă simt că dreapta este nu numai direcție, dreapta este dreptul. Deci partea dreaptă în sens fizic și partea dreptul este în sens al activităților. Deci și în viziunea mea, activitățile politice și economice pe care le desfășoară partidul DA sunt foarte drepte. Sunt corecte. Și vin cu mulțumiri în adresa partidului care ne-a susținut și ne susține pe pensionari, care acum vor dezvolta în anul viitor o mulțime de proiecte pentru pensionari. Digitalizarea și învățarea elementelor IT pentru pensionarii de rând, care să poată să scrie o cerere pentru a achita unde plăți a serviciilor publice de la locul de trai. Sau, zicem, de a face o chemare a medicului prin varianta online. Și din cauza aceea, vă spun că se așteaptă și explorarea resurselor naturale într-un spectru mai inovativ, adică inițierea proiectelor legate cu dezvoltarea energiei regenerabile în Republica Moldova, inclusiv cu reducerea unor tarife pentru cei care se află la vârsta deja avansată, adică pensionarii. Și de ce vin cu apelul și cu rugămintea? Că să aveți încredere în toți acești reprezentanți frumoși și oameni deștepți de activitate lungă și activă și cu performanțe realizate pe parcursul vieții. Deci ei sunt reprezentanții poporului nostru. Ei nu vin cu minciună, ei vin cu realul, ei vin cu apelul
care a retrăit, a fost retrăit de popor, a fost retrăit din nou. Vrem să, din nou să-l votăm pe partidul DA în activitățile respective ale țării, ca să facem unele dreptăți și să facem un echilibru respectiv între toate păturile sociale ale Republicii Moldova. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă profesor! Noi, Uniunea Pensionarilor din Republica Moldova, avem o structură deosebită față de oricare partid, în genere, în direcția asta, cum se zice, în privința organizării, structurii, noi nu ne amestecăm. Noi suntem repartizați așa. Uniunea Pensionarilor din Republica Moldova e una. În fiecare raion avem filialele raionale a pensionarilor, în fruntea cărei stă, așa, tot la fel și Consiliul, în frunte cu președintele și așa mai departe. Iată, aș vrea să vedem și să auzim și părerile unui președinte a filialii din sectorul Vuiucani, municipiul Chișinău, domnul Postovan. Poftim, domnul. Mulțumesc. Stimați seniori, stimați invalizi care primesc pensie, toți sunteți pensionari. Uniunea Pensionarilor din Republica Moldova astăzi numără peste 675.670 de pensionari. Scopul Uniunii Pensionarilor este de a reprezenta și a apăra interesele pensionarilor la dreptul constituțional, la asigurarea socială, la sănătatea lor și, bineînțeles, ei se implică la educarea tinerii generației. Vreau să menționez că, în afară de proiectele care au fost menționate, noi mai avem și alte proiecte în apărarea pensionarilor și ajutorarea lor, cum ar fi, de pildă, de la inimă la inimă. Astfel, prin intermediul acestui proiect, acum în preajma sărbătorii 1 octombrie, Ziua Internațională a Oamenilor Vârstnici, de comun acord cu pretura sectorului Buicani, au fost repartizate mai multe colete pentru cei mai nevoiași și invalizi din sectorul Buicani. Și nu numai la această zi. Ei sunt menționați sau apreciați. Și la alte sărbători, cum ar fi Anul Nou, Paștele, să spunem. De ce noi anume am solicitat Tribuna Platformei Demnitate și Adevăr? Pentru că din anul 2016 noi am fost susținuți de Partidul Platforma Demnitate și Adevăr în toate activitățile noastre, la meeting-uri, la întruniri, la conferințele de presă, pentru a apăra interesele legitime ale pensionarilor în timpul regimului care s-a pelendat până în ziua de astăzi, începând cu Voronin, Dodon, Plahotniuc. Și astăzi noi ne-am pus speranța că pensionarii din Republica Moldova vor trăi mai bine. Cu părere de rău, actuala guvernare nu ne acordă atenția cuvenită. Dacă în 2023 noi meritam ca să avem ca pensiile noastre să se mărească cu 30%, guvernarea actuală a mărit-o numai cu 6 și ceva. Asta în timp ce guvernarea noastră s-au mărit lefile deputaților, guvernanților, judecătorilor, procurorilor. Aceasta se întâmplă în țara cea mai săracă. Dar cine suferă în ziua de astăzi? Anume, păturile cele mai vulnerabile, pensionarii. Vă mulțumesc și vă îndemn pe toți pensionarii
să susținem platforma, da, care totdeauna a fost pentru dreptate, pentru adevăr. Și sper că toți ceilalți ne vor susține această platformă care de mulți ani, de 6 ani de acum, stă pe barecade și luptă anume pentru dreptate și adevăr. Vă mulțumesc! Și în încheiere, aș vrea să atrag atenția, stimați privitori și ascultători, faptul că noi, Uniunea Pensionarilor sau membrii a Uniunii Pensionarilor din Republica Moldova, avem un slogan chiar din primele zile anunțat și el sună în felul următor. Unde e unire, acolo e putere. Unde e puterea, acolo este și viață și succes. Iată sub sloganul acesta, noi și activăm. Plus de aceasta, ne-am pus întrebarea. Care este rostul vieții? Rostul vieții nu constă în numărul de ani trăiți, ci de sufletul consacrat acestor ani. Uite, sub aceste lozinci sau slogane, noi și activăm, ne stăruim, ne străduim să activăm, să ne organizăm activitatea noastră așa pe tot întreg teritoriul a Republicii noastre, a statului nostru, care visăm și vom face tot posibil până la urmă să mergem pe calea corectă, dar calea corectă, asta e Europa. Pentru noi, asta e Europa. Și altă cale noi n-avem. Și vă mulțumim de activitate, vă mulțumim de părerile dumneavoastră care le-am auzit și... Și eu vreau să vă mulțumesc de asta pentru tot ceea ce ați realizat pentru Republica Moldova din 91 în coace, pentru inclusiv pentru energia pe care o aveți acum să reprezentați drepturile, interesele persoanelor pensionare care, din păcate, la noi mai este nevoie de foarte mult efort până o să ajungem la un nivel... Viața-i viață! Nu știu, părinții, bunei noștri vor fi apreciați așa cum ar trebui să fie apreciați după merite, după ani și munca depusă pe parcursul acestor ani. Vă mulțumesc de suflet că ați dat curs invitația noastră de astăzi și sunt sigur că o să facem îndemnurile necesare către autoritățile centrale, către autoritățile locale, după alegerile locale, ca voi, care reprezentați Uniunii Pensionarilor din Republica Moldova, să aveți acces pentru a reprezenta interesele persoanelor în etate, în fiecare administrație, atât la nivel local, cât și la nivel ne cel. Vom strădui. Într-un ceas bun. Mulțumesc. Mulțumesc. Succes. Succes. Foarte bun. Succes. Așteptăm. Mulțumesc. Succes. Mulțumesc. Mulțumesc.